Carnagiu pe calea ferată, 3 oameni au murit, iar 6 copii au rămas singuri pe lume după ce o mașină a fost zdrobită de tren pe o șosea din Buzău. Șoferul, care a ignorat avertizările acustice și luminoase, a fost singurul supraviețuitor. La locul tragediei nu există bariere. Aproape 90% dintre trecerile peste calea ferată din România nu au asemenea dispozitive de protecție. Minute mai aveau până acasă victimele. Polițiștii le-au găsit telefoanele la locul tragediei cu aplicațiile de navigație încă pornite. Ar fi ajuns cu bine dacă șoferul mașinii în vârstă de 51 de ani nu ignora avertizmentele video și audio care anunțau că se apropie un tren. Bărbatul a accelerat ca să treacă înaintea marfarului, dar nu a avut timp. Locomotiva a lovit mașina și a târât-o 200 de metri pe calea ferată până a reușit mecanicul să oprească vagoanele de zeci de tone. N-a oprit la semnalul de trecere la calea ferată. Am avut viteză. Pompierii de la descarcerare abia au izbutit să scoată victimele din mașina făcută praf. Misiunea a fost dificilă din cauza poziționării victimelor și a tampoanelor locomotivei care erau înfipte în autoturism. Cei 3 pasageri din mașină au pierit pe loc. Pe 2 dintre ei, Nicoleta și Daniel Nechita, îi așteptau acasă 6 copii. 5 nu au împlinit încă 18 ani, iar Mezina abia a făcut 10. Vărul lor îi ducea la serviciu. Familia victimelor și vecinii dau vina pe supraviețuitor. Într-o secundă ne-a luat. Să-mi pune pușcăria și să plătească la copii ăștia, că merită. Au rămas ai nimănui. Era cam pe lângă șoferii. Pămini ca șofer profesionist, el a uitat să scoată din viteză și când a luat piciorul după ambreiaj, mașina a plecat, a țâșnit exact în fața locomotivei. Altfel nu se explică. Accidentul s-a petrecut la o trecere peste calea ferată de pe un drum național care ar fi trebuit să aibă barieră. Există o lege care obliga compania CFR Infrastructură să monteze până în anul 2020 bariere pe toate drumurile naționale unde se produc frecvent accidente. Un studiu făcut public de compania de drumuri arată costurile economice ale unui accident de circulație, peste 1 milion de euro pentru o viață pierdută, aproape 150.000 de euro pentru un rănit grav și peste 10.000 pentru unul ușor. De la începutul anului, 14 oameni au murit în accidentele la trecerile peste calea ferată și 25 au fost răniți.